Bună! Sunt Adriana Silvica Lefter și în acest material vom afla informații despre energia solară, energie verde. În multe culturi preistorice și antice, soarele era considerat o zeitate, un zeu sau un fenomen supranatural. De exemplu, în cultura egipteană, Ra este zeul soare, cel mai puternic dintre toți zeii. Reprezentarea obișnuită a lui Ra era un om cu un cap de șoim și cu un disc solar deasupra capului. Călătorea prin lumea subterană în fiecare noapte în barca sa. Se spune că atunci când Ra sfârșea călătoria subterană, soarele răsărea din nou pe cer. Aceste credințe încercau să acopere nevoia oamenilor de a găsi explicații pentru ce se întâmplă în mediul apropiat. Mai târziu, oamenii au încercat, așa cum știți, să găsească explicații științifice. Astăzi, toți copiii știu că soarele este corpul ceresc a cărui energie reprezintă principala sursă de lumină și căldură pe suprafața planetei noastre. Aflată în centrul sistemului nostru solar, această stea a contribuit la apariția și perpetuarea vieții pe Pământ. Datorită energiei provenite de la soare sub formă de lumină și căldură, poate fi menținută viața pe Pământ. Lumina, așa cum știți, este utilă în procesul de fotosinteză, prin care plantele emit oxigen necesar animalelor. Căldura este principalul factor care inițiază circuitul apei în natură, datorită evaporării apei, iar diferențele de temperatură din diverse zone ale Pământului sunt factori care determină formarea diverselor fenomene. Lista fenomenelor inițiate de energia soarelui nu se oprește aici. Oamenii au observat ritmicitatea fenomenelor zi-noapte. Pe baza unor concluzii, ei au creat primele calendare și, ceva mai târziu, au construit primele ceasuri solare. Au învățat să se orienteze în spațiu după poziția soarelui. Oamenii pot utiliza energia soarelui pentru confortul lor? A fost această energie utilizată în istorie? Oamenii au observat că anumite materiale se încălzesc mai repede, altele mai încet. Ei și-au făcut haine și locuințe, astfel încât în interiorul lor să fie cât mai bine. Apoi s-au gândit să utilizeze energia solară pentru a produce apă caldă, mai ales vara, sau energie electrică. Energia solară este o energie regenerabilă, o metodă mai bună de protejare a mediului și una dintre cele mai ieftine moduri de producere a energiei electrice. Pentru că astfel de panouri solare sunt din ce în ce mai mult întâlnite împânzind câmpurile, arhitecții au încercat și au reușit în unele cazuri să le așeze sub diverse forme foarte frumoase. Energia solară este folosită din ce în ce mai mult în zilele noastre pentru diverse jucării cu baterii solare, calculatoare solare și chiar sunt în plan a se crea mașini și avioane solare. Unele persoane mai ingenioase au făcut diverse aparate, cum ar fi acest cuptor de gătit solar. Vă propun un experiment pe care să îl faceți la școală sau acasă și la final trebuie să prezentați ce procese au avut loc, ce anume a dus la transformarea acelor corpuri puse în cuptorul solar creat. Puteți să spuneți de ce nu este voie să lăsați cioburi sau ambalaje din aluminiu în pădure? Urmăriți experimentul și veți afla explicația. Acest experiment îl veți face numai în preajma unui adult. Vă recomand să alegeți un loc sigur, unde focul nu se poate răspândi. Veți avea nevoie de o lupă și de o coală de hârtie pe care puteți să desenați voi ce doriți.
ține lupa între hârtia albă și soare. De îndată ce lupa se află sub soare, ea dă un punct luminos pe hârtie. Puteți mări dimensiunea punctului prin înclinarea lentilei înainte și înapoi. Păstrați dimensiunea punctului cât mai mică posibil pentru a crea focul mai devreme. E nevoie de câteva secunde sau minute ca să observați puțin fum din zona punctului luminos. Apoi, focul apare. La revedere!